Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare. Decizia aparține Curții de Apel București și vine după ce în prima instanță fostul edil al Bucureștiului primise 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare. În plus, instanța a decis și confiscarea extinsă a sumelor de 102.000 de lei și 9.400 de euro, precum și mai multor case și terenuri deținute de fostul primar general Sorin Oprescu în București și Ciolpani. Potrivit unor surse, Sorin Oprescu ar fi plecat din țară încă de acum 2 săptămâni. Acesta ar fi ieșit din România prin Vama Giurgiu cu destinația Grecia, iar de aici ar fi zburat spre Africa sau America de Sud. În 20 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. În aceeași cauză au fost judecați Bogdan Popa, fost șef al administrației cimitirelor, Cristian Stanca, fostul șofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu, fostul șef al direcției economice din primăria capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Florin Șupeală, fost director adjunct al centrului, Claudiu Bengalici, administratorul unei societăți comerciale, Ion Niță și Romeo Albu. DNA spune că de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracțional organizat, constituit de directorul administrației cimitirelor și crematorilor umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârșirea de infracțiuni de corupție, mai precis, dare și luare de mită din sume provenite din bugetul municipalității. Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuința sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, bani care ar fi provenit conform DNA din acte de corupție. Fostul director din primăria București a fost și el condamnat definitiv la 11 ani și 6 luni de închisoare, însă, surpriză, nici Bogdan Popa nu a fost găsit acasă de polițiști, așa că a fost dat și el în urmărire generală. De asemenea, Romeo Albu, condamnat la 6 ani, a dispărut și el. În același dosar, fostul șofer al lui Oprescu, Cristian Stanca, a fost condamnat și el la 7 ani și 2 luni de închisoare, iar Mircea Octavian Constantinescu, fostul director al Direcției Economice din Primăria Generală, a fost condamnat la 6 ani și 10 luni de închisoare. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Decizie luată de magistrați, sigur e decizia lor, a luat și domnul Oprescu la rândul său o decizie, sigur e decizia lui. A luat și niște șpagă, nu doar decizie. A luat și niște șpagă, a spălat și niște 10 bani. 10 ani, 8 ani, 6 ani, multă pușcărie, nu face nimeni în ăștia. Domnul Buzeu, că din ce am înțeles, ăla nu l-au găsit, ăla nu răspunde la telefon. Nu te mai cu nimeni să-ți facă... Ăla ai dat dispărut. Da. Nu-ți mai stă, mă, nimeni acasă pe vremea asta frumos, pe soarele ăsta. Trebuie făcută... I-a căutat acasă. Păi prost să fii să stai acasă. Ai 10 de milioane de euro în conturi, soarele pe cer și o fi acasă, domne. Trebuie făcut ceva pentru atragerea infractorilor înapoi în țară, că nu-ți mai fac pușcărie oamenii ăștia în condițiile acestea. Deci, practic, să le crezi condiții. Era o perioadă când trebuia să atragi investitori, acum trebuie să atragi infractori. Nu trebuie nimeni să-ți facă pușcărie la condițiile care sunt în momentul de față la Jilava. Tu ai văzut acolo, dacă aia ție ți se pare o bază unde să poți face performanță ca pușcăriaș, ești invitatul meu. Nu se poate face pușcărie în condiții decente în România și decât să stii stilul de joc, mai bine te duci prin țări străine. Crezi că lui îi convine să stea acolo, să nu poată să vorbească în limba română, plus că el e foarte neau și așa în exprimare. Problema e, domnul Zanfir, că nimeni acum nu prea mai acceptă deciziile justiției și atunci înseamnă că poate justiția trebuie schimbată, domnul Zanfir, că a zis-o domnul Severin de la început, dacă toată lumea încalcă legea, înseamnă că legea e proastă. Deci dacă vezi că numai ăla nu... Nimeni nu încalcă legea. Nu fi toată lumea nebună, domne, dacă ăla nu, nu vrea nimeni să-ți facă pușcărie, înseamnă că e o problemă undeva de partea justiției. Am observat că în ultima vreme prea mai vrea lumea să facă pușcărie. Alina Bica, ai zis, domne, nu e nebun, pușcărie. Nu-ți face, să vulezi cu Dragoș. Iarăși, iară problemă. Te-ai luat de el, că domne, că a plecat. Am zis atunci, bă, da, deja sunt vreo 10, ce doamne iată, mă. Paul. Prințul Paul, nu mai spun. Nu e neapărat prins. Da, Dragomir. Nu e nici prins Paul, nu e nici prins da. De poliție. Iar, care e Dragomir? Daniel Dragomir, bravo, seristul, ăla, iarăși. Nimeni, văd în tot felul de categorii sociale. Nu se mai vrea pușcărie în țara asta. Afaceriști, fotomodele, oameni ai justiției, medici, toți, ți-au plecat toate valorile. Agenți de intelligence. Cine să-ți acum mai facă pușcărie în România? Să înțelegi și pe oamenii ăștia, pentru că suspiciunea este că domnul Oprescu a plecat în urmă cu 2 săptămâni în Grecia și acum îți dai seama, ai aceste variante, plajă, insulă, că bănuiesc că o fi pe o insulă. O fi și plătit o sejurul, nu îl întrerupem, banii erau dați, dar s-a făcut pușcărie. Haideți, domnule,
Că deci pușcăria poate să aștepte. Pușcăria. Pușcăria nu pleacă nicăieri. Nu pleacă nicăieri pușcăria. Până la urmă pușcăria și vă că pleacă. Pușcăria rămâne acolo. Avem poza aia cu el dată în urmărie generală. Poza e nefericită. Poza nu e. Nu reflectă realitatea. Nu reflectă realitatea. Asta e. S-a putut. Nu se poate. Vor să te facă să te simți și prost. Să te predai ca să o scoată de pe site. Asta cred că e. Asta e strategia lor. Presiunea asupra omului. Cea mai urâtă poză. Da. Ca tu, domne, să simți presiunea asta pe tine și să-i mă predau, scoate-o, doamne, iartă-mă, de pe site, mă vede lumea așa. Când ce? Două colegii să găsesc, o dăm să un pic dăm aici. Poza. Și interesant că să facem o paralelă cu ziua de ieri, când domnul Piedone se ducea la închisoare din demnitate, Oprescu din demnitate nu se duce la închisoare. Deci tot din demnitate și ăsta, că toți sunt cu demnitatea. Toți sunt demnitari până la urmă. El vede altfel demnitatea, zice, domnule, demnitatea e să nu faci pușcărie până la urmă, stai un pic. Ce pușcărie să-ți facă eu om la câți ani are, 70 și cât? 70 om bătrân, până la urmă stai să-l bagi în pușcărie. E născut în 51, las tot, doamne, că, iartă. Pare că are figura asta de om de care n-are chef de așa ceva. N-are chef de pușcărie. Pare că l-au de... trezit dimineața după o zi, după o noapte foarte grea. Veniți că trebuie să vă facem o poză. Au, acum v-ați trezit. Opresc cu Sorin Mircea. Născut în sectorul 6 București, România, pe 7-11-1951. Motivul, mandat de executare a pedepsei cu închisoare. Ăsta e motiv. Să-l deranjați pe om. Acum e interesant că la fond din luase vreo 5 ani. Aici s-au dublat cumva anii. Pe parcurs a mai căpătat ani. Ca într-un final să ia ăștia 10. Acum întrebarea care se pune, dacă Piedone știa că ar avea 10 ani, 8, 9, 10 ani, ar mai fi intrat, ar mai fi făcut pușcărie? Omul a acceptat pedeapsa, e o pedeapsă totuși de 4 ani. Modestă. Se poate face. 4 ani se pot face în jumătății. Cu puțină bună voință, dar nu faci 4 ani. Faci cât poți, domnul Zanfir. E cam bancul ăla cu un... octogenar dacă, în fața instanței. Îl spun acum, mă trageți de limbă, știți că n-am secrete. În fața instanței de judecată, un octogenar așteaptă decizia. Judecătorul spune, ești condamnat la 20 de ani de pușcărie. Omul sări de 80 de ani așa, mergea pe 90, îi zice, păi, eu nu știu dacă mai trăiesc atât. Faci cât poți. Fă și tu cât poți. Ce așa bă, cam asta e atmosfera acum în legătură cu asta. Și mi se pare interesant să vedem și cum s-a ajuns la anii ăștia, cum s-au dublat anii de pușcărie. Că există o motivare a instanței. Ce a zis? Că a venit, că, cum ai ajuns tu la... S-a gândit mai bine. Da. Dom'le, nu e, era puțin. Adevărit. I-a aplicat instanța de apel, i-a aplicat o pedeapsă dublată lui Sorin Oprescu, având în vedere mai multe circunstanțe agravante la individualizarea pedepsei. Hai să vedem despre ce vorba, că e interesant. Adică chiar mi-a făcut curios, uite, acum că nu prea m-a interesat subiectul, dar acum citești și cu intonația. Atât atitudinea lui Oprescu din timpul procesului, domnule Seș. A vorbit, era arogant, l-am văzut. Toată lumea îi spunea, Sorine! Sorine! Exact, spărgea semințe. L-am văzut, nu, are atitudinea aici flegmatică, dă-ți vine să-i mai dai 5 ani. Și toți se adăugau, și luni se adăugau ani. Îți înghită și judecător. Și el nu se potolea. I-a zis, vedeți că v-ați dus în 7 ani cu tupeul ăsta. Având în vedere mai multe circunstanțe agravante la individualizarea pedepsei, este menționată atât atitudinea lui Oprescu din timpul procesului, imaginea falsă pe care și-a creat-o. Păi ce imagine falsă și-a creat? Domnule, mai și întreb cu ce imagine păi falsă? Ce imagine falsă? Că toată lumea putea să zică, băi, ăsta a luat șpagă cu nemiluita. Ce imagine falsă și-a creat? Cred că dacă îl întrebai, recunoștea. Da, iau șpagă. Păi dar nu știi că l-a prins, hai să luăm circunstanța în care a fost... Ce avea aparat de broiaj în casă. Luase scule omul, investise în tehnologie. Cu banii mașină, zicea că îi duce până cuiva. Îi duce la cineva, că nu stau să vă mai explic. Da. I-am luat să-i duc. Și ce imagine falsă și-a creat, domne? Domne, imagine falsă. Asta este. Imaginea asta de infractor, că el vrea să se autentifice ca infractor. Asta avea problema justiției. Umbla cu șpagă la el, avea broiaj în casă, era o imagine falsă de infractor. Domnul Buzean, asta e problema magistratului, că s-a lăsat păcălit. Banii dobândiți ilegal au fost folosiți inclusiv la consumarea plăcerilor vieții. Asta scrie motivarea instanței. Du-te, domnule, aici asta cu plăcerile vieții. Consumarea plăcerilor vieții. Era un hedonist. Plimbări, bagă la pușcărie că era hedonist. Plimbări nebun, un weekend nu stătea acasă. Între proprietățile sale luxoase și la Viena, la hoteluri de lux, întrețineau... Avea frumos în casă. Întrețineau o concubină costisitoare. Se remarcă instanța. Deci atenția întrețineau asta... concubină costisitoare. Deci, din ziarul click. Am citit din decizia, din motivarea instanței. Deci, cum începem în motivarea asta? N-o să-ți vină să crezi ce viață luxoasă ducea Oprescu. Deci ați apelat la... Era secția de tabloid? Ce instanție păi asta, mă? Și vine, mă, să-i dai când vezi că o duci atât de bine, când țara o duce atât mă, de prost? Mă, ICCJ vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, nu Înalta Curte de Click și Justiție. Ce e de Click și Cancan și Justiție? Domnul Zanfir, ce vă spun că am înțeles, am rezonat cu instanța. Și scrie acolo,
Îl se cadă bani, nebuna. Ce face, mă? Dar unde n-o ducea? Dar îi făcea toate poftele. Asta este motivarea instanței. Deci nu pare motivare, pare frustrare. Și acum vom citi frustrarea instanței. Pare o invidie, părea că avea dușmănie. Deci ți-am dublat pedepsa. De ce? Prea trăiai tu luxos. Mă uit la tine cum te-ai îmbrăcat. Ești încălțat cu salariul meu pe două luni. Cum mai citești, mă, că e păcat. Domnul, oricum, Zafir, nu contează speța. Aș citi într-una, îți spun mai că e o bucurie. Ce se plimba este nebunul. Este menționat atitudinea Oprescu, nu știu ce. Banii dobândiți ilegale au fost folosiți, așa, inclusiv la consumarea plăcerilor vieții. Consumarea plăcerilor vieții? Da, cum, mă? Eu spun că nu s-a luat această decizie din prima. S-au strâns magistrații și au zis, domne, cum să denumim noi ce facem? Domne, ăsta și-a consumat plăcerile vieții pe banii de pagă. Da, și consumat. Și-a consumat plăcerile. Și trăia viața. Asta e ăsta și-a făcut viața din banii de pagă. Și acum fii atent ce face, că fiind în Grecia, îți dai seama ce poate să facă în Grecia. Și consumă plăcerile vieții. Ce dracu să nu, faci? Dar poate să dea un și comunicat. Și o întreține o concubină costisitoare. Dea un comunicat. Dar ce, dar cât consuma la sută? O poză cu el care o duce prost acolo în Grecia, nu știu, stă, nu știu ceva ca să mai relaxeze un pic instanța. E o situație tensionată creată. Avea mai multe proprietăți luxoase, concubină costisitoare, nu știu. Stai să ajignit-o și pe femeia aia. Da. Că ea săracă, cred că l-a întrebat. Sorine, ți se pare că sunt costisitoare? Nu, dragă, nu știu, e nebun judecător. Pe mine m-a condamnat la 10 ani. Îți dai seama. Și a fost prins, dacă nu-mi aminte, flagrantul făcut, așa zisul flagrantul, extrem de controversat, a fost găsit la el acasă, în Ciolpani, în casa din Ciolpani, a fost găsită suma de 25.000 de euro. Șeful de la cimitire a venit și a făcut o vizită, i-a lăsat 25.000 de euro și a plecat. Ăștia au intrat peste el și au găsit undeva sub pat 25.000 de euro. După aia s-au dus după el, el plecase cu mașina, l-au prins în trafic, avea 9.400 de euro la el. Unde te duci, bre, cu matale cu banii ăștia? Mă duc să-i duc cuiva. Stai un ban în buzunar, să nu miroși ea prost. Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Plus că dânsul făcea și operații multe. Aia, de ce n-am luat varianta? Operații. Apendicitele alea, nu? Te umpli de bandări. Da. Azi, nu l-a operat, mă, pe Iliescu la un moment dat? Da, da, da. Păi, asta de ce nu spune nimeni? De ce nu? Lucrurile astea. Apărătorul lui a spus, da, domnule, într-adevăr, avea o concubină costisitoare. Dar câte vieți a salvat cu mânuțele lui de aur? Îmi se spune că n-ar fi fost un mare chirurg. N-ar fi fost. Astea sunt speculații. Am înțeles că... Am zis că îl făceau apendicar, colegii. Coopera de plăcere, cumva. Noaptea opera de plăcere. Asta era una dintre plăcerile vieții pe care le consuma. Să opereze oameni, da. În fine, cert este că la un moment dat m-am întâlnit cu el și am făcut un interviu când el era primarul capitalei. Se ajungea foarte greu la el. Am stat la vreo coadă de... Ca să ajung la interviu cu el... Păi tu ce nevoie aveai? Stai că te iau ăștia și pe tine. De interviu. A, scop profesional. Și mi-a zis, da, și mi-a zis, facem la ora 6 interviu. Păi la ora 8:30 am intrat la interviu. Era la el acolo, Sorin Roșca Stănescu. Nu, și el făcea un nu interviu. Cu interviu, atenție. Ramona Bădescu. Tot cu interviu. Nici cu interviu. Nimeni, eu era sigur cu interviu acolo. Mă, dar Ramona Bădescu, ia stai că am luat-o și pe Ramona Bădescu asta. Păi, dar ce tot caută ea pe la primari? Atunci nu știu să... Toată ziua, bună ziua, e la câte un primar. Deci, atunci nu știu să... La doamna Firea nu știu dacă a fost. Dar înainte mereu era la câte un primar. Era Ludovic Orban, la un dat viceprimar, era Ramona Bădescu și acolo a fost. Păi, dar ce tot caută ea pe la primăria? Sau ce căuta pe vremuri? Acum nu mai caută nimic. Dar o căuta, dar nu-i mai deschide. Dar rezolva câte ceva. Cert este că intru la interviu. Ce tot rezolvă? Pe cine? Și îmi povestește domnul Oprescu. Dacă îl întreb de vorbă și acum, dacă îl prins în Grecia, îți povestește cum l-au curat. Dar tu sigur că e în Grecia? Că văd că așa dai ca informație. Sigur, nu e sigur, dar e cel mai poate sigur. E în Bulgaria. Cel mai probabil a reușit, spre diferență de Elena Udrea, să treacă granița de la culata. Bă, e medic, altceva. Altfel te raportezi. Și-a croit drum prin chirurgia. A tăiat-o încolo, ce să mai discutăm. Așa. Și îți povestește cu sacii de voturi, cum l-a furat Băsescu. Știi că a pierdut cu Băsescu la un moment dat. Și zice, domnule, s-au găsit la o școală niște saci de... Îi povestea că... Bine, păi el l-a bătut și Lis, dacă stăm să ne amintim când, corect. Da, l-au tot bătut. Și când s-a zbătut să ajungă primar. Și era sigur la momentul acela în care dădea interviu ca primar. Era, nu știu, la vreo 2 ani de mandat, în momentul când vorbea cu mine. Știi, avea un ceas cum la mână. Avea, și zic, domnule Oprescu, și toată zbaterea asta a dumneavoastră ca să faceți pentru bine un salariu de 1.000 și ceva de euro pe lună cât primește un primar. Cât e primar atunci, la un primar, 1.000, 2 de euro. Sunt bani, Radu. Se uită așa la mine, zice, da, asta e o prostie. După aia schimbă subiectul. Este o prostie că ai adus în discuție salariul. N-am știut să-ți explic ce vrea să spună cu da, asta e o prostie, dar sigur că îți povestește așa vine cu o circunstanță de asta. Crezi că el pentru bani făcea treabă? În care a reușit să ajungă primar. Ca să mai... Gândi, bă, pentru ce te zbați pentru atâta? Radule, e ca să mai pună un pic pe picioare orașul ăsta. Orașul ăsta, da, da.
ca să facă de bine de rău ceva, că altfel stăteam cu piatra cubică și acum la aviatorilor, dacă nu o scotea. Să știi că de bine de rău vreau să aduc. Rămâne... Că a, începe și tu cu Alexandrescu. Domnul Zan. Să știți că totuși a fost un primar bun. Domnul Zan. Bă, da, da, tu ziceți că au fost un primar bun, pe cuvântul meu, că dacă te-au apucat, bambă, dar zi-mă și un primar rău. Domnul Zan. Prin Halaicu, ați aruncat în negura istoriei. Vrei să zic un primar rău? Da, zi-mi un primar rău. Ne-ați bătut aici să scăpăm, doamne, cine, domne? Corsetarea asta care era doamna Firea. Vrei să luăm trei telefoane în direct să spună că totuși, de bine de rău, doamna Firea mai făcea ceva, nu ca Nicușor. Asta ce să spun? Mie dădea vouchere de ochelari, dă biciclete, dă fertilizare personal. In vitro. În zona de nord a capitalei. Da. I-a făcut un pod. Ți-a făcut la un pod? Piața Presei Libere, Oprescu a făcut un pasaj de ăsta subteran extraordinar cu care prin care se circulă redutabil. A scos piatra cubică aceea de la aviatorul care ne norocea. Dom'le, e foarte greu. Era monument, ceva, istoric, monument istoric, da. În fine. Cert este că putem să înșirăm niște reușite ale omului ăstuia, dar dacă mă uit la Nicușor Dan, dacă mă uit la Gabriela Firea, dacă mă uit în spate, nu prea știi să înșiri. Băi, la Nicușor, asta nu înseamnă că omul nu trebuie să meargă la pușcărie. Se duce. Nu mă înțelegeți greșit. N-ai ce să... Asta nu înseamnă că... Nu e ca și cum ne mai întreabă cineva pe noi. Al pușcărie. Aș vrea totuși să repar o nedreptate istorică și să precizez că, în ciuda aparențelor, Nicușor Dan are și realizări la Primăria Generală. Nicușor Dan a blocat toaletarea abuzivă a copacilor. Arborilor, da. Deci copacii erau tăiați, de rămânea doar trunchiul din ei și vă întrebați, dom'le, ăștia de toaletează copacii, nu sunt de meserie? Idioți? Da. Nu, dar sunt idioți, da. Nu trebuie să fii de meserie. Că nici noi care priveam nu eram de meserie. Și totuși ni se părea că e ceva. Da, porneam de la prezumția că nu suntem idioți. Da. Și ne gândeam, bă, ăștia sunt idioți, de ce taie crengile copacilor în totalitate, rămâne un bățălău care se usucă și apoi trebuie să-l tai cu totul. Explicația e foarte simplă. Ăla era lemn care se vindea, după care copacul trebuia tăiat că s-a ales praful de el și vindeai din nou lemnul. Da? Mii de copaci. Asta făceau. Și erau afaceri. Și terenul și rezolvai și terenul. Pe lângă faptul că rezolvai terenul, dar prăduiai lemnul. Da. Și Nicușor a spus, nu mai toaletați mă voi nimic. Și într-adevăr, de când și-a început Nicușor Dan mandatul, nu mai ai niciun copac mutilat în capitală. Ăsta este un lucru bun. Din păcate, nu câștigi alegerile din nou, pentru că nu mai sunt copaci mutilati. Și mutilati. A scos primăria din faliment, iar un al doilea lucru bun, dar insuficient. Hai să vedem ce se întâmplă, apropo de lucruri bune, că se întâmplă și lucruri bune pe front în Ucraina. Se întâmplă și se întâmplă reușite acolo, pe care vreau să le menționăm. După contraofensiva purtată cu succes în regiunea Harkov pe parcursul săptămânilor trecute, armata ucraineană și-a asistat operațiunile majore și nu a mai înaintat. Însă nici armata rusă nu pare interesată să mai înainteze către oraș și, în schimb, a preferat să bombardeze două localități. Potrivit Marii Britanii, unul dintre motivele pentru care Rusia ar fi slabă în zona Harkovului ar fi faptul că o bună parte a forțelor din acea zonă au fost mutate în Luhansk. De altfel, armata ucraineană a pierdut teren în această regiune. Două localități de la periferia orașului Sievierodonetsk au fost abandonate din cauza numărului prea mare de forțe rusești din zonă. Pentru a le îngreuna înaintarea, armata ucraineană a aruncat un pod în aer. Armata rusă a bombardat și alte patru localități din regiune, iar pe două dintre ele le-a și atacat. Unul dintre atacuri a fost respins de armata ucraineană, în timp ce al doilea încă este în desfășurare. În Donețk, armata rusă a bombardat două localități și a atacat alte patru. Operațiunile nu au fost coordonate, astfel că apărătorii ucraineni au reușit să respingă toate cele patru atacuri. În Mariupol, forțele ruse reușiseră să captureze câteva clădiri din combinatul Azovstal. Forțele ucrainene rămase au inițiat însă un contraatac rapid și au reușit să recucerească terenul pierdut. Ucraina susține că Rusia ar pregăti un așa zis referendum pentru a oferi o aparentă legalitate a încorporării Mariupolului în teritoriul Rusiei. Îmi place atmosfera aceasta de corectitudine, domnule, să facem un referendum ca să, adică într-un fel de intrare în legalitate pe care o încearcă Vladimir Putin acolo în Ucraina, domnule, să vedem cum facem să fie totul legal, să se uită lumea la noi, adică într-un fel dă senzația că
va salva aceste aparențe. Dom'le, până la urmă e normal, a făcut un referendum, pare că asta își doresc. Dacă oamenii a făcut un referendum, a făcut și referendumul ăla. A făcut referendum, da, în primul rând s-a făcut un referendum acolo. Și apropo, acolo e și un referendum. A fost și un referendum ăla, acolo a făcut. Aș vrea totuși să invoc acel referendum. Dai seama ce validitate are referendum, a făcut referendum acolo, da, cu trupele militare, nu vreți să facem un referendum? Ba da, haideți că totuși o să facem un referendum. Păi da, ăștia fac referendum cum l-au abdicat pe rege. Păi regele a abdicat, a hotărât să plece. A stabilit. Da, dar l-ați amenințat că împușcați 1000 de studenți, era pe ăla cu revolverul în buzunar, adică nu e ca și cum dă bună voie abdicare. Era un lucru pe care poți să-l consemnezi. Dar așa știu, bolșevicii, sovieticii, rușii, mă, până la urmă, ce zau și oamenilor, că n-ai ce... Am tot încercat să o dreg, hai să nu-i facem, să dregem, să... Hai, domnule, lasă-mă, i-au dat afară și de la Eurovision. Și eu stau să-i menajez aici în emisiune. Haideți să nu generalizăm. Domne, iată afară de la Eurovision. Nu mai joacă pe la niciun dăsta de tenis. Pam, 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 pam. Naționala Rusiei nu mai e primită pe nicăieri, dar eu sunt ăla care generalizează. Păi, trebuie să spună, bă, jucătorul ăla da, jucătorul ăla nu. Cântărețul ăsta da, cântărețul ăsta nu. Gata, nu mai pui, el s-a dat liber. S-a dat liber la generalizare. Să generalizăm, mai plecați cu rușii voștri de aici. Îmi place foarte mult atmosfera asta lui Vladimir Putin de încercare de a intra într-un soi de legalitate, așa cum îmi place și o atitudine a unui înalt oficial ONU care face un apel la Vladimir Putin și vă citesc de pe CNN. Dacă ai vreo inimă pentru restul lumii, trebuie să deschizi porturile din Ucraina. Zice șeful programului de alimentare mondial al ONU, îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin la inimă, încearcă să intre cumva la inimă. Dom'le, dacă ai inimă să faci așa ceva, mă rog, fă, dar face un apel cumva la sentimentele lui Vladimir Putin. E o stare de încurcătură care se naște acolo. Între timp avem veștile astea extraordinare cu Harkovul care a fost eliberat. Ei poate să vină să spună, dom'le, ne-am plecat noi de acolo, ne-am retras. Tot timpul trebuie să dea înfățișarea unui succes. Ne-am retras cu succes de acolo, nu? Cam asta e declarația pe care... Eu să fiu foarte sincer, nici nu-mi dau seama cine își dorește mai mult să termine războiul ăsta. Că pe de-o parte, Putin clar că nu o să-și atingă niște obiective masive. Am văzut că a siguranțat acolo niște zone. Am tot vorbit, m-am plictisit de azi, m-am plictisit de războiul ăsta. Normal. Oricum vorbim degeaba, nimeni nu vrea să spună pe la televizor, m-am uitat. Sunt aia care sunt ai rușilor, aia care sunt ai occidentalilor, dar niciunul nu face un pas în spate, se uită așa și zic că bă, nu vreți niciunul pace. Părerea mea că nu vrea nimeni pace. Are nimeni niciun fel de interes. Nu s-au apucat americanii să bage zeci de miliarde în Ucraina că îți vor pace acum, da? Nu e vorba despre asta. Nu mai vrea nimeni pace. S-a pornit așa un motoraș al războiului, singura miză reală a discuției și poate despre, dacă rămâne acolo la ucraineni sau exportă război în toată Europa. Despre asta e vorba. Că acum am spus, ucrainenii nu vor niciun fel de pace în momentul de față, domn Buzean. O recunosc și ei. Nu mai vrea nici dracu pace. Numai un pic. Au pierdut prea multe vieți. Nu poți să spui că nu vor nu pace. Nu vor pace acum. Ucrainenii vor să-și recupereze teritoriile lor. Nu înseamnă că vor își doresc război. Nu, își doresc recuperarea teritoriilor. Care se face sigur, prin război. Pământul strămoșești. Lasă-mă și... Păi stai un pic, e în regulă, ți se pare o chestiune în regulă să lași din țară, să-i lași din țară lui Vladimir Putin, nu știu? Adică tu dacă ai fi în locul ucrainenilor și ai vedea... În primul rând eu nu sunt în locul ucrainenilor, că bucățile alea nu sunt ale lor. Adică ce-ți vine, știi, ca la loto. Cei bani câștigați ușor, nu mai face așa. Vrei să stăm în propaganda asta ucraineană? Nu e propaganda, lasă-mă că... țara oamenilor și e țara oamenilor. E făcută din bucăți, țara oamenilor. Toate țările sunt făcute din bucăți. Nu toate țările sunt făcute din bucăți, domnul Buzean. Ce e din bucăți în România? Păi tu ești... Și România a fost alipită, nu? S-au alipit niște bucăți și în România. Ce-i alipit? Poate veni cineva cu acest considerent. Domne, s-au alipit niște bucăți. Depinde cum te uiți. Bucăți de la cine? La eveniment. Nu de la cine s-au luat. Păi stai un pic, domne, că dacă Crimea o iei deoparte și spui că i-a fost dată Ucrainei, nu, a fost făcută cadou de către Hrușcov Ucrainei. Păi stai, domne, un pic, că până la urmă în posesia URSS-ului era din partea Imperiului Otoman. Cât de în spate vrei să merge? Că el a fost dat așa, așa. Păi tocmai asta spun. Păi asta încerc să spun. N-a fost nimănui, e o zonă fluidă. Aici spre deosebire de... Asta e, domne, păi asta e acum atâta neagrenă, domne, deci nu putem, că pământul nu e chiar așa strămoșesc. E de câteva decenii acolo. E, ce să spun atât? Ca moldovenii noștri de Republica Moldova să agață de Transnistria, care iarăși nu e a lor. Pleacă, lasă-mă, doamne, iată, v-a băgat mărul otrăvit, ați mușcat în el, nu vă mai scoateți dinții de mărul ăla. La otrăvit, ce vă referiți, domnul Zanfir? Când domne, lasă-mă, că otrăvit. Nu e. Să mor atâția oameni că s-au ambiționat pe regiunea Donbas, unde nu mai au controlul din 2014, trebuie să o recuperăm. Ce dracu să recuperați, că acolo sunt numai ruși. Stai un pic, acum am încurcat un pic, lucrurile. Se mișcă și... Păi, regiunea Donbas era o disputată din 2014, dar problema în care discutăm acum nu e regiunea Donbas.
ci faptul că Rusia a năvălit în tot teritoriul Ucrainei. E, în tot, dragi, cum să năvălească în tot teritoriul? Mă, lasă-mă, mă, și cu poveștile astea. Uite că ți arată acolo unde. A fost bombardată. Acum a fost retrasă armata Rusiei. Asta zic, nu mai e. În zona respectivă, dar până acum sunt bombardamente în toată Ucraina. Ci, doamne, da, nu a fost chiar așa, tot... Kiev n-a fost chiar atât bombardat. Păi dacă nu s-a putut, nu s-a reușit. Asta zic, nu s-a putut, deci nu e. Deci asta nu înseamnă că nu s-a intenționat. Ei, că de ce în sufletul lui fac eu analiză? Păi nu-i vorba dacă e sufletul lui, în intenția lui, nu suflet. Băi, Eurovizionul acum, domnul Buzean. Da. Sigur. Eurovizionul, știi că e Eurovizionul? Este, da. Am văzut că au... Se întâmplă și lucruri extraordinare în lumea asta. Sau ce au trupă la concert acolo, se cântă, se face, se drege. Nu am urmărit. A avut Rusia participat? Nu, Ucraina. A, Ucraina, ok. Da. Așa. Adică... Așa, da. E și război. Dar da. Nu mă lua pe mine cu e toată țara, toată lumea face, toată lumea drege. Nu, Zanfir, lucrurile s-au retras pe zona aceasta de... Este, dar ce contestați aici este intenția. Ucraina a fost năvălită. Nu, eu nu contestez. Păi cum nu dacă sunt bombardamente și aici, în toată regiunea asta, da, nu, aici la Odessa, iară bombardamente, aici iară bombardamente. Cum, doamne, te-am vorbit doar Odessa de... e mai jos. Domnul Buzeanu, deci în partea de vest a Ucrainei, nu e război. E război în partea. Nu a fost Lviv-ul bombardat? Dom'le, nu e război acum. Păi stai un pic, că nu e război acum. Normal că nu e război acum, dacă oamenii ăștia s-au apărat. Dacă nu reușești să avansezi, nu e război acolo. Ți-am spus că n-au vrut, că nu și-a dorit. Eu te-am spus și acum. Acum e peste tot. Nu, am plecat de la ideea că intenția lor a fost doar să cucerească... Nu am spus niciodată intenția lor. Eu am vorbit despre că te-ai legat de integritatea teritorială. Și ți-am spus că și povestea asta cu integritatea teritorială merge o lună, merge două, merge trei. Nu o să ducem războiul de 100 de ani, că au nebunit ei după Crimea aia. Am înțeles, trei integritate, că așa e. Nu Crimea era discuția. Înțeles, nu. Faptul că acum oamenii ăștia au murit acolo într-un număr enorm. Da. Ce vrei să facă? Să-ți apară liderul țării, cum îl cheamă, domnul Volodymyr Zelensky, să spună, ok, le dăm teritoriile. Dă-i seama că pare un om înțeles cu rușii în momentul în care ar face așa ceva. Acum, dacă ești angrenat în acest război, îți recuperi teritoriile. Cât o lungim? Cât o lungim? Eu știu, cât, până cât pierde 5 ani, 6 ani? Distrugem o generație întreagă către Ucraina să-și ia Donbasul, unde majoritarea, bă, populația majoritară e rusă. Cât o să o ținem, așa, domnule? În ritmul ăsta va fi majoritară peste tot, că ăsta e scopul pentru care bombardează orașe în toată Ucraina. Dar nu bombardează orașe toată plece. Ucraina, încetează cu bombardarea, nu se bombardează. N-a fost în toată, n-a fost și în Lviv, n-a domnule, fost dar tu te joci așa cu timpurile. Bombardează sau a bombardat? Păi... Așa a fost bombardat și Bucureștiul, dar americani. În anii 40, în al doilea război. Eu vorbesc în prezent. Bă, acum se bombardează. Nu, în, motivul pentru care nu se mai bombardează. Dar ce legătură are motivul? Că s-au apărat oamenii ăștia. Dar eu ți-am spus eu. Dacă ei apărat... își vor retrage apărarea, probabil că ce vor avansa din nou rușii în coace. Ce apărare, Radu? Păi cum ce apărare? Ce apărare? Își retrag apărare? Ce să facă? Ce să facă cu apărare? S-o trimită peste hotare, în Afganistan? Ce să fac? Deci, domnul Buzeanu, n-are niciun fel de legătură. Rușii sunt aici, domne. Aici sunt ruși. Au ajuns acolo, nu sunt aici, au fost împinși acolo. Asta e ideea pe care ți-o vezi. Ah, că e venit au fost rușii împinși până aici. Erau până aici rușii. Unde erau rușii? Unde veniseră rușii, domnul Buzeanu? De-aia împins. Dumneu, Cernobâlul, toată zona asta era așa. Era rușii. Dați, domnule, o hartă. Dați-mi o aminte că sunt 70 de zile de război. Dați o hartă de acum o lună să vedeți cât de roșii erau. Rușii nu au trecut de jumătatea Ucrainei. Au stat în est. Că au mai bombardat pe acolo, că au mai bombardat încoace. Am înțeles ce vrei tu să spui. Nu este război în momentul de față în vestul Ucrainei. Îmi pare rău că trebuie să o știu, că trebuie să povestim. Tu uite-te și tu la videourile din Kiev. Da. Uite-te, e război acolo? Dom'le, n-a fost război acolo pentru că oamenii s-au apărat. Dar ca să nu fie război acolo au murit foarte mulți oameni. Tocmai asta e ideea. Cum adică? Dar am spus eu că n-a fost război acolo pentru că era vremea urâtă. Ok, n-a fost război pentru că s-au apărat, n-a fost război pentru că nu s-a putut, dar nu a fost, nu e în momentul de față. Nu uite-te. Mai e. Nu mai e. Asta e ideea. Deci nu mai e. Domnul Buzeanu, noi trăim în prezent, în trecut sau în viitor? Trăim în prezentul acesta așa. Pe care apărarea Ucrainei Dom'le, dar te-am întrebat la ce? Te-am întrebat de păi ce? Da, e important să spunem de ce, că așa pare că n-a vrut Rusia, că asta vehiculeze aici. Nu, vrut, nu vehiculeze, asta e o prostie. Ce deci a vrut Rusia să cucerească întreg teritoriul Ucrainei. Dar poate Rusia vrea să cucerească toată planeta. Eu te întreb în momentul de față unde e război. Atât. Bun, unde nu mai, de ce? Unde mai poate să ducă războiul acum? Dom'le, unde e? Unde mai poate? Ce eu te întreb? Eu arta, te de arta de astăzi. Păi explică-mi unde e război, despre asta vorbim. Nu că da, Putin și-ar fi dorit. Poate Putin vrea să-ți ia emisiunea, să facă emisiune de la ora 19 sau la cât dracu suntem acum. Ok, ca să vedeți deci, unde e război acum, te întreb.
harta de astăzi, dați harta de astăzi, ca să vadă domnul Zanfir unde e război acum. Ia să văd unde e război acum. Repă, atâta o ținem langa cu trebuie să... Deci granițele sunt o chestie subiectivă. Dacă domnul Vladimir Putin va decide să o ia în Georgia, iară, bă, stai un pic că nici Georgia aia nu e chiar așa. Stai să vezi. Adică încerc să înțeleg, e o chestie subiectivă granița sau e o chestie obiectivă? Avem această hartă de astăzi cam pe unde se află. Bă, dar viața omului e subiectivă sau e obiectivă? Nu s-a înfilat atunci. Ia spuneți, domnule. Ăsta putem să avansăm oricât de mult, nu? Cu Rusia poate să avansezi oricât de mult, pentru că orice apărare va coincide cu pierderea de vieți. Uite, domnul Buzeanu, harta de astăzi. Harta de astăzi. Da. Bun. Așa. Așa. Bun. Păi, ce vrei să adăugați la ce spun la harta de astăzi? Eu sper că telespectatorii au înțeles. Nu e război în toată Ucraina. Ucraina. Da, pentru că s-au apărat oamenii ăștia. Dar cine te-a întrebat pe tine care e motivul? Regiunea Harkovului este o regiune pe care ei au recâștigat-o. Trebuia să plece de aici armata Ucrainei? Despre asta vorbim astăzi. Domnul Zeru, nu te-am întrebat de ce nu e război în toată Ucraina. Eu am afirmat că nu e război în toată Ucraina. E război în estul Ucrainei. Și tu mi-ai spus, nu, ei s-au apărat. Nu, eu ți-am spus că este război în estul Ucrainei. Nu, tu ai spus că e război în toată Ucraina. Nu, am spus, ai spus că a fost război în toată Ucraina, datorită război în toată lumea, apărării pe care a avut-o Ucraina, războiul a ajuns acolo. Dacă Ucraina relaxează lucrurile, războiul continuă, pentru că intenția lui nu este să elibereze Harkovul, să-l lase ucrainenilor. Intenția lui nu este asta. Intenția lui nu este asta. Dovadă aceste informații pe care le voi vehicula acum. Ia vehiculează-le tu și o să generalul spun eu că la Herson, la Herson, domnul Buzăianu, câștigă oamenii rușilor alegerile de decenii. Așa. Da? Deci zona asta este doar de iure controlată. Și în Transilvania sunt regiuni în care câștigă oamenii lui Victor Orban de o grămadă de timp alegeri. Ce vrei să spui cu asta? Ok, eu nu e un teritoriu românesc acolo, chiar noi nu suntem în război cu Victor Orban. Dar dau un exemplu, care de ce concludem cine câștigă alegerile acolo? Și în Transilvania câștigă Sfântul Gheorghe alegerile. Să spun că vorbești despre o glie strămoșească și vehiculezi niște așa naivități. Dom'le, astea sunt ba aici, ba acolo. E ca județul Dâmbovița de la noi. Sunt anumite comune. Ba erau în Argeș, ba erau în Dâmbovița, ba erau... Uite așa s-a mutat granița. Okay. Vorbești adică noi ne exprimăm de parcă, dom'le, de mii de ani stăteau ucrainenii pe colțurile astea. Adică transformăm regiunea Donbas și Crimea într-un deziderat al generațiilor de ucraineni. Dom'le, mie se pare că moare foarte multă lume acolo și se alege și praful de planeta asta, că s-ar putea să... O să vorbim mai târziu despre ce probleme au americanii. Până și americanii au economia dată peste cap. Și tu spui, da, nu, mai bine murim, moare o generație întreagă, dar să apărăm Donbasul și Crimea. E atât de important să rămână Donbasul și Crimea la Ucraina, asta înțeleg. Am, ok, să mergem toți la lupta cea mare, pentru că trebuie să rămână Donbasul și Crimea la ucraineni, nu e așa, pentru că e teritoriul lor strămoșesc. Îmi pare rău, știu că asta trebuie spus. Dar tu, sincer, ce motivație ai să spui că trebuie mers până la capăt? E o motivație de principiu. Granița trebuie respectată și nu se mai pot câștiga granițe în lumea pe care o locuim. Nu se mai, de când activează niște tratate internaționale la care au aderat toate țările civilizate. Care? Ideea e următoare, nu poți să mai câștigi granițe cu tancuri. Dacă acum Rusia reușește acest lucru, sigur că de aici înainte lucrurile devin extrem, extrem de complicate. Că se poate întâmpla ca mai departe să te amenințe domnul Zanfir cu nucleare. Cu rachete nucleare. Cât te amenință deja cu nucleare? Dacă nu pleci dacă nu pleacă NATO din România, atrage oameni și o spui, bă, vrei să moară oameni, o să vii cu aceleași argumente, mi le replici. Vrei să moară oamenii, înseamnă să faci ce zice. Înseamnă că omul acesta în acest șantaj, ca să nu moară oameni și să nu moară economia, va face în lumea asta orice își dorește, dacă ăsta e argumentul sub care stă. Deci răspunsul e un război mondial. Nu, răspunsul este că omul ăsta trebuie pus la punct. Păi și cum îl pui, mă, la punct? Exact așa cum vezi acolo. Se pare super pus la punct. Retras, uite aici, într-un colțișor și chiar retras și din colțișorul ăsta. Așa asta e o naivitate dacă tu crezi că l-a retras cineva pe el. Așa îl pui. Ți se pare că s-a retras? E fix în zonele pe care le-a vizat la bun început. Păi, mai dăm o dată hărțile, nu s-a retras nimeni. Sau dăm dacă vrei. Da. Nu vrei tu, dar tu ai senzația. Deci el venise înroșise harta până la Liov. N-a reușit, încercat, dar o să mai încerce și data viitoare. Nu e ca și cum s-a oprit aici. În 2014 s-a oprit aici. Apoi, acum vine și continuă. Adică nici ceva stabilizat acolo. Dom'le, așa a rămas situația. Asta este, gata. După peste 15 ani va veni altul, că ăsta e bătrân, va veni altul care va vrea din nou să vină. Și tu ai senzația că nu așa va merge
Senzația odată pus la punct, pus Putin la punct, nu mai atacă asta? Nimeni niciodată. Pace globală. Germania la un moment dat a avut niște intenții și acum abia e mai convins să investească în armament. Adică vezi că la un moment dat țările mai înțeleg lucrurile. Adică mai înțeleg, dar ca să înțeleagă trebuie făcut să înțeleagă. Asta e ideea. Tu crezi că noi am liniștit pe nemți cu războiul? Nu. Nemții au cucerit Europa financiar. De aia n-au mai avut nevoie de război. Nemții au Uniunea Europeană la degetul cel mic. Nemții nu au renunțat la ambițiile lor imperialiste. Da. Dacă vrei, dacă te referi la al treilea Reich și spui, nu, acum e mult mai simplu. Sunt stăpânii Europei, financiar vorbind. Tu așa i-ai liniștit pe nemți, domnul Buzeanu. Bun. Acum cu rușii că te crezi că-l bați pe Putin și nu va mai fi niciodată. Nimeni nu va mai îndrăzni. După fiecare mare război, nu știu ce lider politic s-a trezit, neinspirat, să spună de fiecare dată, gata, am asigurat pacea. După primul război mondial, pacea era asigurată pentru două generații, fluturau tratatul de pace. După al doilea război mondial și gata. După care ni s-a spus al treilea război mondial, după al treilea război mondial ne vom bate cu praștia. Domnul Buzeanu, mie mi se pare totuși că trăim așa niște clișee. Am înțeles, trebuie apărată până la capăt Ucraina. S-ar putea costurile să nu justifice. Acolo sunt foarte mulți ruși. Ei au pierdut controlul din 2014. Acum o să-mi spui, păi da, dar e vorba de integritatea lor teritorială. Înseamnă că tu ești de părere că și Republica Moldova trebuie să intre în Transnistria, să se bată cu aia acolo, pentru că integritatea lor teritorială, a statului lor. Am înțeles, dacă asta e atât de important, dar am o întrebare la care nu mi-ai răspuns. De când calculăm că nu mai umblăm la granițe? Din momentul din care... Nu, zi-mi anul. Stai un pic, domnule. Din momentul în care au intrat în vigoare niște tratate... Ce care? La care tratate referi? Au semnat niște tratate internaționale care au decis niște lucruri. Țările semnează tratate internaționale de când lumea și pământul, de când avem entități statale. La care te referi? Hai să luăm o scurtă pauză, că nu vreau să intrăm în toate detaliile astea. Nu intrăm în toate detaliile astea, normal. Din 89 s-au schimbat granițele? S-au schimbat granițele din 89 până în prezent? S-au schimbat, că s-a desfințat URSS-ul. Ei, când s-a desfințat URSS-ul, au conturat harta Ucrainei într-un anumit fel. Când au conturat harta Ucrainei într-un anumit fel, gata, am zis, în momentul ăsta nu mai umblăm la ele. Asta e marea mea problemă, că ne cramponăm pe niște... Semnat de ruși tratatul respectiv. Mă refer, de exemplu, la ce s-a întâmplat la Budapesta 94, nu? Adică în momentul când a fost denuclearizată Ucraina, a venit domnul Lavrov și a semnat acolo, el însuși. A semnat acolo. Și te așteptai să-ți țină de cuvânt? Păi, sincer, cam așa trebuie să înțeleagă și rușii că funcționează lumea. Când semnești ceva, lucrurile trebuie să rămână așa semnate. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, bună lume. Între timp, în România, am amenajat la Buzău, acolo a instalat de către Partidul Social Democrat un primar cu extrem de puternice valențe ruse, simpatii ruse, și sigur că dacă stai așa și te uiți în parcursul său, pare că doar cu asta se ocupă. Deci senzația, știrile pe care le generează domnul primar din Buzău, toate au legătură cu simpatia sa față de ruși. Uite, avem acum, de exemplu, o decizie luată de Consiliul Județean Buzău, care a adoptat două hotărâri prin care direcționează 400.000 de euro și 400.000 de lei în proiecte pentru primăria Chișinău. Primăria Chișinău, sigur, este condus, așa cum am mai explicat, de către un primar pro-sovietic. Nici nu vreau să zic prost, puteți să zici. Puteți să zici prost. Un primar prost, un primar slab în sensul ăsta. Desigur, este ultimul mare demnitar, dacă îl putem numi așa, echivalând funcțiile de primar al capitalei Chișinău, al capitalei Republicii Moldova Chișinău, cu cea de primar general al capitalei, primar general al capitalei fiind demnitar, putem spune că și ăsta e un fel de demnitar. Omul e ultimul pro-rus aflat în funcții în aceste momente, numărul 2 în partidul lui Dodon, din punctul meu de vedere. Cel primarul Chișinăului, cu ca care nivel de influență. Da, și un om cu o opțiune evidentă rusofilă, nu e niciun fel de urmă de îndoială. Consiliul Județean Buzău va plăti primăriei Chișinăului 350.000 pentru amenajarea parcului catedralei și alte 50.000 de euro pentru reparația unui pasaj pietonal subteran de pe Bulevardul Dacia. Deci, practic, pare extrem de preocupată, pare aproape unica preocupare, sau astea sunt știrile pe care le generează Buzău în legătură cu Chișinău. Dom'le, să vedem cum îl ajutăm pe omul ăla al lui Putin. Foarte mulți bani românești pe mâna lui Ion Ceban, așa se numește acest primar din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
un putinist declarat pe care noi îl finanțăm. Uite, zilele Chișinăului finanțate cu 400.000 de lei. Întrebarea este următoare. Așa de bine o duce Buzău încât preocuparea centrală a trebuit să devină Chișinău? Acum, sigur, oamenii vor spune, dar noi nu-l finanțăm pe Ceban. Noi finanțăm Chișinău. Chișinău. Chișinău, da. Adică nu-i finanțez pe români, finanțez Chișinău. Da. Păi da, la momentul de față, da, Chișinău e condus de un putinist. Banii sunt gestionați de acest putinist. De ce am vrea noi ca banii să fie gestionați de banii românești, să fie gestionați de un primar putinist? Că n-am senzația că va face acte de bunăvoință față de România, ci față de Federația Rusă. O să organizeze ziele Chișinăului. Ce credeți că o se întâmplă la ziele Chișinăului? O propagandă? Propagandă probabil sovietică aș putea o numi, da, în cele ce urmează. Eu aș vrea să sunăm pe domnul primar din Buzău. Noi am mai dar dacă banii sunt de la Consiliul Județean, cred că ar trebui să sunăm pe domnul președinte de Consiliul Județean. Da, dar pare că și dânsul este. Poate că sunt într-o contradicție. Hai să-l sunăm. Aș sperea să zică, domne, nu mă înțeleg cu Consiliul Județean, domne, eu le spun. Pentru că în egală măsură am mai tratat un subiect dinspre Buzău venit de laudă față de Ceaușescu, ilustrase perioada lui Ceaușescu pe acolo prin Buzău cu tot felul de imagini de astea laudative și întrebat în legătură cu această, acest gest, domnul primar a spus, domnule, până la urmă face parte din trecutul nostru, e normal să avem așa ceva, e normal. Asta este până la urmă argumentația și pare că dacă îi iei așa la mână sunt foarte multe lucruri care consolidează o singură concluzie. Bă, omul ăsta este un simpatizant al comunismului și mai ales un simpatizant al ceea ce se întâmplă acum în Rusia. Haideți să-l sunăm pe primarul din Buzău să înțelegem în mod lipsit de orice semn de întrebare de ce anume trebuie e să clarificăm finanțat, da, practic Ion Ceban. Să sunăm în direct. Dacă aveți, nu știu ce se întâmplă, de ce suntem în acest moment blocați în chestia asta, nu știu, în fine. Bun, asta e situația cu domnul, cu domnul primar din, din Buzău. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă acum? De ce nu răspunde? Nu răspunde? Ah. Bun. Ei, mai insistăm la el până răspunde. Trebuie să insistăm să vedem, să dăm de omul acesta, pentru că până la urmă poate are explicații. E ceva inexplicabil din punct de vedere rațional. De ce ai vrea? E o situație economică drastică prin care România trece. E o întrebare care, în care zacem, domnule, de ce am vrea fondurile din România să se ducă către Chișinăul acestui individ? De ce ni s-ar părea important? De ce o ducem atât de bine încât să ne permite? Sigur că înțeleg și această atenție față de Republica Moldova, dar ea trebuie să aibă și un soi de rațiune acolo, nu trebuie să se întrebuie... Dacă nu răspunde primarul din Buzău, haideți să-l sunăm pe președintele Consiliului Județean Buzău, pe domnul Petre Emanuel Neagu. Să vedem, poate răspunde domnul Petre Emanuel Neagu la telefon, că și dânsul a finanțat masiv. Că de acolo din Buzău, și pe filiera primarului, și pe filiera președintelui de Consiliul Județean, pleacă sume importante din banii cetățenilor români către proiectele lui Ion Ceban. De ce, doamne iartă-mă, îi finanțăm proiectele lui Ion Ceban? Proiectele sunt ale primarului, primarul este al lui Putin. Un singur motiv am vrea și noi, pentru care îl finanțăm pe omul lui Putin de la Chișinău. Interesant, nici președintele de Consiliul Județean nu răspunde încă. Vom insista pe parcursul aceștia emisiunii la cei doi, primarul municipiului Buzău, președintele Consiliului Județean Buzău, până răspunde. La care dintre ei sunăm? Constantin Toma, la domnul primar al Buzăului sunăm acum, direct, ca să fie lucrurile clarificate și cred că a și răspuns. Alo. Bună seara, domnule Toma. Bună seara. Bună seara, domnule primar, sunteți în direct pe B1 TV. Poftiți? Sunteți în direct pe B1 TV, domnule primar, avem o chestiune care v-ar privi și am vrea să o clarificăm. Vă rog. Așa, domnul primar, uitați ce se întâmplă. Sunt la volan în Ardeal, dacă se întrerupe, mă apropii de Sibiu, vă rog. Da, vreau să ne lămuriți și pe noi, pentru că noi intrăm în posesia continuă de știri cu dumneavoastră care finanțați Chișinăul. Aveți acest obicei continuu de a finanța Chișinăul. Și de la un anumit moment am început să ne mirăm, acum suntem deja consternați, uitându-ne totuși la sumele pe care Buzăul le distribuie către Chișinău într-una. Care e explicația? Atenție, îmi pare foarte rău, dar ca ziarist nu v-ați documentat. Ia spune. Este un articol în evenimentul zilei, care titlul este despre primăria Buzău și conținutul este despre Consiliul Județean Buzău, care este înfrățit cu un sector din Chișinău. Deci așa. Vă rog să păi asta am vrut să clarificați. Deci dumneavoastră sunteți cumva în disonanță cu aceste decizii. Păi n-am nicio treabă cu Chișinău. N-aveți nicio treabă.
Absolut. Deși m-am gândit că poate ar fi în consolidarea acestui timp, pentru că în Buzău... Nu, prin gard, vă puneți într-o situație neplăcută cu președintele Consiliului Județean, n-am nicio problemă, da? Dar în Buzău ați organizat o expoziție dedicată lui Ceaușescu? Ați avut momentul acesta? Măcar nu, iar altă prostie. Buzău sărbătorește anul ăsta 1650 de ani de atestare documentară a numelui și au fost mai multe scenarii și două imagini de acolo. Da, au fost date jos. Echipa care a făcut chestia asta în sfârșit a făcut o propunere, dar era și acolo și căderea lui Ceaușescu și penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Pentru că nu putem șterge 44 de ani din istoria Buzăului și din istoria României. Dar nici nu putem lăuda cu anii respectiv. Începe la 372, da? Și până în zilele noastre, 1650 de ani, și suntem foarte mândri de treaba asta, că avem o asemenea vechime. Deci trebuie să mergem și către domnul primar, domnul șef de Consiliu Județean. Dumneavoastră spuneți că sunteți soțul și în disonanță cu această decizie. E important să menționăm, pentru că sunt niște bani de care ați putea beneficia și dumneavoastră, nu până la urmă. Deci, încă o dată, nu am nicio legătură cu chestia asta. N-avem nicio legătură. Dar sumele sunt foarte mari, de-aia suntem lui. Vorbim de 400.000 de euro. Deci, încă o dată, nu am nicio legătură cu treaba asta și nu știu nici detalii. Și nu pot să comentez dacă nu știu. Dar nu sunteți revoltat, totuși sunteți un primar care ați putea dispune de sume de genul acesta. Nu vă trebuie. Nu... Ei... Eu m-aș revolta în locul dumneavoastră. Adică m-aș gândi, bă, dar de ce, Doamne, mă dăm bani încolo în loc să beneficieze, până la urmă, românii noștri de aici din localitate? Domn primar. Da, e greu de comentat ce spuneți acum, când încerca să okay. Vă creați o imagine pe o chestie... Păi nu vreau să vă crezi, tocmai vreau să vă dau prilejul să-mi spuneți că sunteți într-o distanță cu această decizie. Nu am nicio treabă cu chestia asta și nu știu care au fost argumentele și până la urmă încercați să faceți asocierea cu domnul Ceban, cu primarul, care în sfârșit ar avea o orientare spre Moscova, probabil, dar am nicio legătură. Despre asta e vorba. Bineînțeles, despre asta e vorba. Vi se pare o decizie administrativă inspirată aceea de a finanța proiectele lui Ion Ceban? Da, bun, normal, deci nu trebuia finanțate, dar până la urmă asocierea s-a făcut cu Chișinău, care este capitala Republicii Moldova, Moldova care este... Sora noastră, da? Sunt frații noștri acolo. Când mai bate unul câmpii sau altul, cum se bate și la noi. Nu suntem toți făcuți de mamă. Dar banii sunt gestionați de omul lui Putin. Deci, încă o dată, vă rog frumos, vreau să vă închid. Vreau să ne închideți. Sunt la volan, eu am păi, acum, dacă ne amenințați că ne închideți telefon, poate ce provoca și vreo... Nu știu cum vom supraviețui acestui dezastru planetar. E mai război din Ucraina și tragedia citerii telefonului. Bine, domnul primar, am înțeles, nu vreți să fiți mare edil, dar nu vreți să comentați o decizie de la noastră din județ. Nu comentați decât ce vă convine. Spuneți că ați arătat imagini din istorie. Trebuie să arătați imagini cu deținuții politici de pe vremea lui Ceaușescu. Nu vizitele de lucru ale dictatorului comunist. Ați fost deținuții politici în fotografiile alea. Vă place comunismul, domnul primar? Vă place comunismul, domnul primar? Aia. Aia, mai lasă-mă. Sunați la președintele de Consiliul Județean. După o scurtă pauză, sunăm și la președintele de Consiliul Județean să o lămurim, pentru că până la urmă ni se spune de la nivel de președinte că, domne, va urma o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Mai restrângeți-vă un pic cheltuielile. Domnul președinte ieri v-a anunțat să cheltuiți din ce în ce mai puțin. În schimb, văd că atunci când e vorba de cheltuială pe propaganda rusă, lucrurile nu sunt restricționate. Ce-i convine lui să comenteze doar ce vrea, el face politică doar cu beneficii. Altfel îmi închide telefonul, e ce să spun. Dar nu ne mai întoarcem noi de publicitate, că a închis, cum îl cheamă pe omul ăsta? Domnul Toma. Toma, a închis Toma de la Buzău telefonul. Nu știu dumneavoastră dacă vă referiți de starea asta de șoc. Pauză, ne întoarcem. Nu, să ne doar necositor de trei ori, să ne treacă spaima în pauza de publicitate, că a închis Toma de la Buzău telefonul. E ce să spun? Ei, cu ocazia asta o țară întreagă l-a văzut pe Toma de la Buzău, care are senzația că poate sunt niște simpatii putinist, dar nu știe exact. Și la o adică așa a fost istoria noastră, domnule. Și cu Ceaușescu. Vezi, domnul Toma, că istoria noastră a fost și cu deținuți politici, a fost și cu rezistența anticomunistă. Aia nu vă place. Vă place bolșevismul. Pauză și revenim.